vizita astăzi pentru că o să iau busul. 11.45, 19 grade. Bă, m-am încălțat și eu ca și motanul încălțat cu bocancii. Cam zic că e toamnă deja, iară. Și nu m-am mai uitat pe geam, în fine. 1 octombrie 2022, fraților, și merem în excursie până la cinema. S-au scos băieții ăștia un film fain și merem să-l vedem. Merem la team building, deși eu nu prea am fost atât de mult angajat la the big corporations. Așa, pentru că am evitat pe cât e mult posibil să lucrez. Ăsta e adevărul. Dar până la urmă am reușit cumva să mă bag într-o corporație din asta la un moment dat. N-am stat foarte puțin, mai puțin decât o lună și no. După aia mi-am găsit altceva. În fine, ideea e că și ieri au fost și îi încă ceva expoziție de reptile. Știi, o expoziție de reptilieni, cum ar veni. Și o să merem să vedem și pe ăia, dar înainte merem la film. Și vedem cum a fost filmul după aia, că vreau să mă bine dispun, știi. Și așa din trailer și mă mai uitasem la vreo 2-3 chestii. Chiar m-a oprit azi dimineață niște chestii legate de film. Bă, am zis că o să râd. Ah, de bine mei. Am zis că o să râd o tură. Și apropo, azi e sâmbătă și am dormit, m-am odihnit bine și nu m-am adus în târg să vând cutii goale. Ce motor de fain are băia? N-aia bună din America. No, aici sunt reptilienii ăia, dar e plin de tătă coda. Dacă mai apucăm, dacă nu, team building. Lene level 700. Nu mă urc pe trepte, am lasă-le în hol de trepte, că urcăm pe astea, mă, îți lene. Ce faci, Alex? Totul bine, mergem la team building, cam mică echipa noastră. Cum ești? No, nu știu, no, în sensul că ai așteptări mari, e ceva film bun, e cum, no, până dinainte. O să crezi că o să râzi? Să... No, ce am văzut review-urile pe YouTube, promițător, așa că hai să vedem. No, hai că mergem cu expertul în cinematografie, ala e, Alex. Eu. Sander, la 7. Și săptămâna trebuie să mergem la Bravo Mircea. La Mirciulică. Nu, și gata filmul. Atât am putut râde. Deci a fost o porție nea de râs. Bună ziua, Alex. Cât, cum? O râs cât toată sala. Bă, deci v-au dat pe spate. Îs așa de bucuros. Cumva, știi că... Bă, cam rar, e așa la noi în țară, sau eu cel puțin, mie așa mi se pare, că e foarte greu, mă, să te exprimi, să zici, no, să înjuri, știi, să înjuri, da? Și mai ales să o faci într-un mod din ăsta așa oarecum public, știi? Și să n-ai repercursiuni din alea, vai, că n-o să se dea la televizor, sau că vai, ce-o zis ăla, sau chestii din astea, pe când aici așa s-o înjura de numai. Vin să menționez că a fost un băiat care a adus o fată la film cu trandafir, la team building. Chiar că asta cred că a fost cea mai ciudată întâlnire. Asta pe lângă cât de românesc a fost tot filmul, experiența a fost și mai românească. Uite, ia acolo. No, hai că cofobie. Bă, deci oamenii ăștia s-au exprimat super românește, așa, știi? Și îi plăcut, pentru că mi se pare că noi așa avem o reținere în a te exprima și a zice o prostie, poate, știi? Să nu cumva să creadă la că tu ești mai puțin pregătit, știi? No, știi? Sau nu înjuri, zici așa, într-un mod plăcut și subtil, așa. Placă. No, și aici am filmul diplomatic. Asta mi-a plăcut, că exprimarea a fost așa pur românească. Bă, și actorii au fost extraordinari, bă. Deci Adi Nicolae, la am putut să râd de el. Bă, băiatule, deci foarte, foarte fain duelul ăsta așa între echipe pe acolo cu team building din Cluj. Cu toate că-s din Cluj, m-a făcut oarecum, știi, să țin cu ea din București. Știi, să câștige și aia. Și a câștigat. No, în fine, vă recomand filmul, e super fain și mie mi-a plăcut. Partea faină e că s-a ridicat nivelul exprimării libere, dacă pot să zic așa, în cinematografele românești, ceea ce mă îmbucură. Ăștia suntem cu filmul, fraților, vedem dacă mai prindem reptilienii aia. Reptilieni? No, hai că mă lăsați, sănătatea aia bună!